Activitatea Truck and Bus se desfășoară în perioada 25-31 iulie în conformitate cu planul de operațiune al Organizației Poliților Rutiere din Europa sau TISPOL, la care România este parte. Prin această acțiune, polițiștii au ca scop prevenirea încălcării normelor rutiere privind transporturile rutiere de mărfuri și persoane pentru îmbunătățirea siguranței pe drumurile publice și reducerea nivelului de accidente de circulație, care uneori pot fi fatale pe raza județului Mureș. În cadrul acestei acțiuni vor fi verificate numai autovehicule destinate transportului public de persoane cu capacitate de transport mai mare de 8+1 locuri și cele destinate transportului de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Acțiunile urmăresc mai multe aspecte în ceea ce privește acest tip de transporturi. Printre care depistarea transporturilor ilicite de mărfuri și persoane, contracararea conducerii autovehiculor sub influența alcoolului sau drogurilor, verificarea utilizării centrului de siguranță, a respectării perioadelor de conducere și de odihnă, a dimensiunilor de masă și gabarit, deținerea certificatului de competență profesională și a documentelor de transport, a inspecției tehnice periodice și asigurării obligatorii de răspundere civilă. Pe durata acțiunii TISPOL, din luna martie, polițiștii rutieri au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale și au reținut 12 permise de conducere. De asemenea, tot atunci au constatat aproape 20 de infracțiuni la regimul rutier, printre care conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis sau conducerea unui auto neînmatriculat.